Să vă arăt un pic, așa cum văd și eu, când fac mâncare, așa cum să vedeți ca cu ochii mei. Am aici așa iaurt. Cireșe de vanilie, de toffee deja am mâncat. Am așa niște cookies de la Maryland. Am niște biscuit mici. Am așa niște spread-uri. Carb Kilo White Chocolate. Da, și Hazelnut. Asta e de ciocolată și de alune. Și asta e, așa e ciocolată de lapte, asta e ciocolată albă și cu cereale Cookie Crisp, 6%. Asta alune, cum am spus, are, da? 6.5. Și eu cum fac? Iau. Fac sandwich-uri. Așa. Iau spread. Mult, așa îi pun frumos mai mult. Tac, 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 așa. Și că așa se poate făcut sandwich-uri. Crocant și gustos. Și la fel fac și cu ciocolata asta albă. Așa mai mult, ca să fie mai dulce. Și mănânc cu iaurt. Iaurt așa, ca să meargă tot binișor. Așa. Aici sunt cereale ca crocante, acolo erau alune, da, dar aici sunt cereale crisp, se că este. Wow, super! Cum arată? Așa, luăm biscuite, facem sandwich. Așa. Și cu iaurt. Poate, de exemplu, de muiat în genere, așa, hop. Neca. Cookie sandwich, da, de fursec, de chocolate chip, ciocolată de lapte, e ori cereașă, aici e de banană și super bun și crocant. Desert. Salutare. La cină mi-am păstrat o grămadă de calorii și am așa două pizze, am așa tăiței. Din pizza margherita nu mi-am luat pentru că era doar cașcaval care am și pe aici pe acolo. Și mi-am luat așa, nu iau doar cașcaval cheddar și mozzarella, am aici mozzarella, cașcaval cheddar, sos tomat cu tomate rumenite ceva încet, spanac. Și avem mascarpone, încă oregano, nutmeg, black pepper, se numește spanac și ricotta. Da, e ca așa o pizza, i-am luat de la Tesco. Așa, în cuptor și pepperoni n-am luat, pentru că am pepperoni în asta, în spicy meat feast. Da, avem aici la fel sos de tomat, mozzarella, maturi cheddar. Și avem carne de porc, peperoni, vită iute și jalapeno. Iată așa. Avem. Și la desert, tăiței cu un de arahidi de ciocolată și cu un fel de Nutella de ciocolată și alune, doar că Nutella e gunoi, aici avem alune normale, ne zicem tăiței. Tăiței de ouă îmi plac. Ne zicem cu unde arahidi cum o să fie. Deci îți pun un pic de unde arahidi cu ciocolată. Așa. Și aici o să fie ciocolată cu alune. Să vedem și ce gust o să aibă. Simplu, într-adevăr, acolo avem alune, nu așa că gunoi. Da? Unde are hidul ciocolată, e bun. Dezdem asta de alune. Am să fac și sandwich-uri cu spread-urile astea, dar asta acum e încolo.
Moja koncentruota yra apie picą, kad tai kaldu. A. Cum miroase. Aici miroase într-adevăr a spanac și a ricota asta. Nu știu dacă sunt placă, dacă asta o să-mi placă precis. Așa. Bine. Asta e subțire. Văd că tot stat în cuptor și s-o îndoit. Un pic. Așa. Hop. Ne vedem cum e. Așa a luat-o subțire. Hop. Vedem cu ricota. Spanacul cum e. Asta. Marginea e crocantă. Aluatul nu e gros. Destul de subțirel. Vedem. Aluatul e mare fos. Brânza asta, ricota. Interesant la gust. Nu e rea. Aluatul e fos, e normal. Nu se dezamăgi tare. Era la reducere, la jumătate de preț. Nu-i preferata mea. Am luat-o mai mult așa să gust, să vedem care e faza cu ricota. Plus nici nu am sperat la tare mult să fie gustos, dar nu-i rea. M-am așteptat să fie un pic mai rău, dacă cinstit. Oricum e strană combinația. Dezdem asta. Cum e în comparație cu Midfist-ul de la Domino's, la Papa John's, de la Pizza Hut. Să zicem dacă s-o compar cum o să fie. Carne de vit, ham. Arată parcă cam tot așa. Nu spune că e mare, mare diferență. Foarte straniu că ei nu le taie. Probabil că este un sens în toată treaba asta când o gătești să nu se strici ceva. Dar nici eu nu o tai. Și o dau cu mâna. Foarte subțire. Îmi place când a luat-o subțire. Urăsc a luat-o gros. Cum este ca tare când e fost interesant, dar nu-mi place când e mult a luat. Asta e sărată, e bună. Nu e rea. În loc 3 lire, 50 lire, 75 am dat. Pentru 1 lire, 75 asta e cât un sandwich. Atâta carne și cașcaval, eu aș zice că e ca pe degeaba. Merge. Merge chiar deloc, nu-i rău. O e. Sare bună. Pentru capișile astea. Mă top în gură și cât este. Am zis că mai rău. Asta cam e tot. Masa, desertul. Eu pe pâine și ungul aia astea și merge. Nu rău. Antrenamentul de picioare făcut. Mâine mai am încă un antrenament. Mi-am luat și căști tot la reducere. Am vrut căști normale pe toată urechea. Că mă nerva că căștile astea care stau pe ureche sau în urechea pe dar dă eu drumul la sunetul exterior. Și eu am vrut niște căști care să aibă noise cancelling, să-mi blocheze tăi din afară. Și am luat cele mai bune Sony Mark 4 X1000. El este 350 lire. Eu am luat reducere la 300. Plus am mai aplicat un cupon de reducere că atunci când le-am luat amana am găsit ceva de 60 lire și am luat 260 în loc de 350. 90 lire reducere. Așa am făcut și la încălțăminte. Mi-am luat Nike Air Zoom acolo a doua versiune, tot de vreo 110 lire, am luat vreo 65. Am mai luat niște Air Jordan-uri la fel. Adică cumpăr lucruri scumpe, dar la reducere, pentru sală. Merge. Așa niște update-uri să fac. Aproape mi-am terminat de recuperat toată puterea care am pierdut-o în cele 4 luni de... că au fost țările închise. Și... cam asta. Am făcut un mini bulk, am și mai fac o mini cash și asta mă pui prin septembrie de bulk concret. Și asta cam e toate update-urile și poftă bună!
Nu m-am putut abține și am cumpărat aici niște iaurt nou de ediție limitată de la Activia, de ananas, pentru că s-a părut interesant. Fără zahăr, fără grăsime, ananas 9%. Așa, și un dulcitor, sucraloză aici și tot e activ, ediție limitată, doar la Morrisons. Și într-adevăr sunt bucăți de ananas, foarte gustos, îmi place. Nota 8,5.